Ne aflăm în școala gimnazială Baia cu clasele 1-8, școală care a fost reabilitată anul acesta, anul trecut în vară, pe proiect PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoarea investiției a fost undeva la 20 de miliarde de lei. În mare parte aș putea să vă spun, ca și obiect al investiției, s-a mers în primul rând pe eficientizarea termică, s-a schimbat în totalitate acoperișul, podelele, deci cam tot. Cam totul s-a schimbat. Ferestre, uși, absolut tot. Finalizarea acestei lucrări a adus multe beneficii școlii noastre. Reabilitarea termică, în primul rând, a dus la creșterea nivelului de confort termic în sălile de clasă în anotimpul iarna, achiziționarea unor cantități de motorină mult mai mici și reducerea cheltuielilor și a costurilor, iar un alt lucru important, schimbarea mobilierului, schimbând într-un fel fața claselor. Elevii s-au bucurat văzând băncile noi și scaunele noi și s-au bucurat simțindu-se mult mai bine, spunând că vin de drag și se simt ca acasă.